apocalypse. Salut fraților, bine ați venit la un nou video pe acest canal. Mă aflu din nou pe Shoreline. O zi cam ploiat în Tarkov, dar nu ne interesează foarte mult pentru că o să intrăm în sanatorii. Astăzi o să vorbim despre chei. Cele mai bune chei pe care să le aveți atunci când lutați în sanatorii. Cheile sunt cele albastre și cele roșii, plus câteva chei din astea care deschid uși de la parter, plus safe-uri. Ca să aveți un punct de referință, aici avem elicopterul, în partea stângă sunt cheile roșii, iar pentru partea dreaptă sunt cheile albastre. Mai avem acolo în față și centru, o să ajungem și acolo să vedeți ce este și acolo. Mergem în primul rând spre partea cu cheile albastre. Eu o să vă arăt cele mai bune chei, să spun așa, și cam care sunt spawn-urile pe care sunt în camera respectivă. Avem aici camera 110. Camera 110 se deschide cu tape key, key with tape. Această cheie care se poate găsi în geci, dar totodată și sanitar, bossul de pe Shoreline, de obicei o are. Bun, aici putem să avem, printre alte spawn-uri medicale, spawn LEDX, spawn LEDX, spawn LEDX, tot pe jos, aveți grijă și afară, de multe ori se mai băguiește și poate să apară și altundeva. După aceea avem 107, ar fi această cheie, Office 107, East Wing. Aici printre alte spawn-uri, aici pe masă avem un spawn pentru graphic cards, Tetris, deci lucruri care în momentul de față valorează foarte mult. Și cam atâta pentru parter. Urcăm la primul etaj. Aici avem una dintre cele mai bune camere, două de fapt dintre cele mai bune camere, 222 și 226. Sunt conectate, deci ajungeți să aveți una din cele două chei. Intrăm înăuntru, în 226, închidem ușa, aici, printre alte spawn-uri medicale, avem din nou spawn pentru LEDX. Chiar dacă nu cred că este un spawn, am văzut o dată sau de două ori persoane găsind LEDX și aici, deci uitați-vă și aici. Iar aici, după cum puteți vedea, graphic card și aici pot să spawneze, la fel și Tetris pentru a le schimba pe Bitcoin, plus aici în cutiuță, uitați-vă tot timpul, sunt spawn de obiecte rare, gen Bitcoin și așa mai departe. Mergem puțin mai în față. Aici avem 218, este o cameră deschisă. Trecem în această cameră și aici este spawn pentru Red Keycard. Deci dacă căutați, vreți să faceți run-uri pentru Red Keycard, am văzut-o de foarte multe ori, nu eu, nu am găsit-o, dar alte persoane găsind Red Keycard aici. Și cam atât pentru acest etaj, nu sunt alte camere cu alte spawn-uri bune. Mergem la etajul 3, aici avem 328 sau puteți să aveți această cheie. Nu știu exact cum se numește, nu mă amintesc, ceva cred administration sau ceva de genul ăsta. Oricum, puteți să luați 328. Deschidem aici, o cameră din nou foarte bună, pentru că aici la fel poate să spawneze graphic card și Tetris. Trecem aici, aici poate să spawneze LEDX. Mergem mai departe. Avem aici 316, repet, aici vorbim, în această parte vorbim de cheile albastre. 316, care este o cameră destul de bună, mai ales la începutul jocului, pentru că sunt foarte multe spawn-uri pentru bucăți de arme și sunt multe arme care
pot folosi la Gunsmith sau așa mai departe, pe care lumea plătește foarte mulți bani și atunci este foarte bună. Avem 314 și 313, care din nou sunt conectate camerele, așa că va ajunge o singură cheie, oricare este mai ieftină. Eu am 313. Din nou cameră cu spawn de LEDX. LEDX-ul puteți găsi aici sus. Mai avem și alte creator pe care puteți să le lutați. Aici. Aici mai spawnează bucăți de arme. După aceea avem 310, care este o cameră cu spawn pentru obiecte rare. După cum puteți vedea, chainlet, horse, cat, lion, bitcoin, toate chestii genul ăsta se pot găsi aici. Mai avem 300... De fapt 310 m-a arătat acolo, ok, putem să coborăm. Mai sunt ceva camere aici pe care puteți să le deschideți, de aceea am venit, de exemplu 306, dar sunt camere cu un spawn destul de basic, deci nu aveți foarte multe chestii pe care puteți să le găsiți. La fel și 206 și 205, aici am cheia, nu este mare lucru. Singura chestie, vedeți aici, este un spawn de obiecte rare, la fel ca în 310, câteva loot creator și aici câteva loot creator de arme pe care puteți să le lootați. Nimic ieșit din comun aici. Ne îndreptăm acum spre cealaltă parte a sanatorului, unde vorbim despre cheile roșii, care ar fi acestea. Acum, începem de la ultimul etaj, de etajul 2, pentru că aici practic avem o singură ușă care ne interesează, și anume 301, care se unește practic cu altă cameră. Aici avem spawn LEDX, aici sus, aici jos. Uitați-vă tot timpul bine pentru spawn, pentru că poți să spawneze graphic card, Tetris și multe alte obiecte. De multe ori nu se văd, practic sunt sub covor, dar dacă vă uitați bine puteți să le găsiți și sunt obiecte foarte valoroase. Aici la fel, după cum vedeți, LEDX găsit, aici poate să spawneze. Vă spun sincer, în aceste două camere am găsit personal 3 LEDX-uri, unul aici și două aici, unul în partea aceasta de masă, unul în partea asta. Mai aveți și două calculatoare, un loot crate, aici mai spawnează ceva obiecte medicale, deci o cameră foarte, foarte bună de lootat. Mai sunt ceva camere aici care se deschid, 36 de exemplu se deschide, dar nu este mare lucru. Și cam atâta pentru etajul 3, pentru etajul 2, pare rău. O să facem acum etajul ăsta pe tot, vi-l arăt, doar că începem din partea asta. Deci practic aici suntem, puteți să urcați aici și să intrați pe acolo, venind din partea, dinspre orășel, tunel, partea aceea. La primul etaj aici avem, în primul rând, cele trei camere conectate, 222, 221 și 218. Puteți să luați oricare dintre cele trei chei. Avem destul de multe creaturi aici. Aici avem doar unul medical. Aici avem de arme, spawn de tot felul de chestii medicale. La fel și aici, medicale, arme, cam tot ceea ce doriți. Aici pe butoiul ăsta este spawn de red keycard, deci controlați tot timpul, fiți atenți pentru că poți să spawnezi red keycard. Și aici, după cum puteți vedea, este spawn de Ersas. Bun. Avem aici 220. Camera destul de interesantă. Foarte multe chestii medicale aici. Aici avem un spawn de obiecte rare, din nou, cat, lion,
Bitcoin, GP Coin, cam toate nebunile astea pot să spuneze, plus două creatori pentru arme. Mai avem aici 216. La fel o cameră interesantă, aici poate să spawneze tot felul de nebunii, inclusiv graphic card și Tetris. Avem alte loot creator, aici de obicei se găsesc, după cum vedeți, gloanțe destul de bune, puteți să le lootați, ceva chestii medicale și cam atât. Tot pe acest etaj mai avem aici 205 camera, care este practic conectată cu 203, deci oricare dintre cele două cheie este bună. Eu de obicei tot timpul 205 ca să nu risc ca cineva din cealaltă parte să tragă după mine. În această cameră aici este spawn de Ledex, diferite chestii medicale, iar aici jos avem un spawn pentru red keycard plus alte chestii medicale aici. Și coborăm la parter acum. Suntem la parter, în partea cu cheile roșii. În primul rând, coborând aici jos, nu vă costă nimic, nu este nicio cheie cerută și așa mai departe. Aici avem din nou spawn pentru red keycard. La subsol. Și acum pentru etajul, pentru parter, avem două camere care ne interesează. Este 112. Aceasta este cheia. Office 112, West Wing. O cameră destul de importantă, în primul rând pentru că o să aveți un quest aici în frigider, o să trebuiască să luați un obiect. Două chestii pe care puteți să le lootați, duffel bag-uri, plus aici este spawn pentru green key card, care știm cu toții cât valorează în momentul de față în joc. Blue key card, îmi cer scuze, este spawn pentru blue key card. 104, aceasta este cheia. Office 104, practic, este asemănător cu 112, aici, sub cărțile astea sau în lateral, la fel spun pentru blue key card, plus câteva chestii medicale care pot să spuneze atât aici, cât și aici. Bun, cam atât și cu partea aceasta, repet, mai sunt câteva camere, mai sunt câteva chei. Dar sunt camere care nu au un loot foarte interesant și nu sunt prea lootate, deci am ajuns în centru. Eu îl numesc centru, mă rog, aici este practic un cinema. Și primul spawn pe care îl controlăm este aici jos. Aici poate să spawneze Moonshine, poate să spawneze Ledex, poate să spawneze Graphic Card, poate să spawneze cam orice. Și urcând sus, avem aici camera mea preferată de looting, pentru că atât aici cât și aici în dulap, aici sau aici, sunt toate spawn-uri pentru Graphic Card și pentru Tetris, deci o să puteți să găsiți în toate aceste patru spawn-uri Graphic Card și Tetris. Aici sub scrumieră avem un spawn de Red Key Card. Mai este și un calculator aici pe care puteți să-l lootați dacă doriți. Mergem aici, aici avem un safe, sunt două safe-uri aici în centru. Aceasta este cheia pentru acest safe, Health Resort Management Office Safe Key, pe care puteți să lootați, mai aveți un calculator aici. În această cameră, cam singurul lucru pe care eu îl
caut tot timpul, este o cheie care spawnează aici, este vorba de 216, care nu știu în momentul ăsta cât costă, dar până acum câteva săptămâni costa peste 500 de K, deci merita tot timpul să o controlez. Aici aveți diverse calculatoare pe care puteți să le lutați, la fel și aici. Mergem în cealaltă parte pentru ultimul save. Aici avem ultimul save din centru. Iar aceasta este cheia pentru acest save. Health Resort Warehouse Safe Key. Deci, după cum puteți vedea, am făcut un run scurt și ne-am ales cu un LEDX graphic card. Din punctul meu de vedere, jucând toate hărțile de pe Tarkov, aici, dacă reușești să lutezi camerele bune, găsești cam... faci cei mai mulți bani, din punctul meu de vedere. Bun, cam asta a fost. Mulțumesc frumos tuturor celor care au urmărit video. Lăsați un like, un comment, un follow, ceea ce voi vreți. Pe mine mă ajută absolut orice, vă mulțumesc mult. Bineînțeles, comentarii, dacă vreți altfel de tutoriale pentru alte chestii, dacă aveți întrebări despre joc, absolut orice, niciun fel de problemă. Have fun! Ugh.